Vă spun și eu, bună dimineața tuturor și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Da, sunt Titus Păștean, unul din pastorii Bisericii Vox Domnului din Timișoara și coordonez o asociație care se implică în promovarea principiilor biblice de administrare. Este a doua oară când sunt cu dumneavoastră, acum o lună și o săptămână am fost pentru prima dată și cei care ați fost data trecută știți că astăzi vom vorbi despre, vă voi vorbi despre Mai tare, despre zeciuială. Și acum mi-am propus, vă spun sincer, am venit cu foarte mare curiozitate la dumneavoastră astăzi. Știți de ce? Pentru că dacă de o lună încoace, cineva a înțeles ce este zeciuiala biblică și a început să o practice, cu siguranță îi cu zâmbetul pe față și bucuros că deja au văzut cum Dumnezeu l-a binecuvântat. Uh... Poate unii își ascund bucuria, dar unii cred că o afișează sincer. Frații și surori, da, învățătura despre zeciuială este o învățătură mai puțin predicată, drept urmare mai puțin înțeleasă și și mai puțin aplicată. Sau câteodată este aplicată în mod nebiblic sau cu anumite greșeli, lucru care ne duce la neîmplinire, faptul că nu o înțelegem ce este sau atunci când o aplicăm, nu o aplicăm biblic, ajungem la mustrări, poate din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă știți și o să fac referire astăzi. La un moment dat, Hristos îi mustră pe cei care dau zeciuiala. Aduceți aminte ce spune în Matei 23 cu 23. Vai de voi, cărturași și farisei, care dați zeciuială din izmă, din măra... Păi, Doamne, nu-i bine să dăm zeciuială, cum ne mustri Tu? Se poate da zeciuiala greșit, din motivații greșite, în forme diferite greșite, dar vrem să învățăm ce este zeciuiala biblică. Și pentru că, poate nu toți ați fost data trecută, mi-am propus să încep mesajul din această dimineață, care va continua peste ceea ce am făcut data trecută, cu o scurtă recapitulare. Data trecută, ne-am uitat la câteva aspecte generale care țin cumva de definiție, de conceptul de zeciuială și am punctat din Scriptură cinci adevăruri fundamentale. Mai întâi, că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne-a dat rod și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rodul pământului, cu rodul muncii sau cu altfel de binecuvântări. În fiecare dintre bunurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu a gândit, a conceput un procent de 10% care nu a fost și nu va fi niciodată al nostru, el îi aparține lui Dumnezeu. 10% din veniturile noastre, din profiturile noastre, îi aparțin lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai importante definiții și concepte când vorbim despre zeciuială. Să o înțelegem. Zeciuiala nu este a lui Dumnezeu atunci când i-o dăm lui. Sau ca urmare a faptului că am dat lui Dumnezeu zeciuiala, are și el zeciuieli acum. Zeciuielile îi aparțin lui Dumnezeu de la bun început. Practic, cum spuneam, în fiecare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă, cu un anumit scop sau cu anumite scopuri despre care vă voi vorbi astăzi, Dumnezeu plasează zeciuiala. În mod normal ar trebui să ne dea venituri cu, uh, cu 10% mai puține, asta ar fi ceea ce El a stabilit pentru noi, pentru nevoile noastre, dar după ce a decis de ce avem noi nevoie, mai pune 10 în plus, care sunt ale Lui, aceste procente și despre care ne spune ce să facem cu ele. Dar primul lucru de înțeles este că zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu, de la bun început și nu după ce îi o dăm. Am văzut apoi în Scriptură că această, acest procent, aceste 10% din veniturile noastre sau din profitul nostru, au un caracter sacru, adică au o, o, o trăsătură, au o identitate care le face distincte de alte bunuri, de alte resurse ale noastre. Și ne-am uitat la doi termeni ce înseamnă ei, în esență zeciuiala face parte din categoria lucrurilor pe care nu le amestecăm cu altele. Ea este sacră, distinctă, închinată Domnului și un termen pe care l-am analizat puțin data trecută este închinat Domnului ca ardere de tot sau dat spre nimicire. Adică are, are o, o trăsătură, această zeciuială, ceva ce ține de cine este Dumnezeu și care ne sfătuiește să nu amestecăm cu celelalte bunuri. Pentru că, dacă o separăm și o ducem lui Dumnezeu, suntem binecuvântați, și dacă o lăsăm amestecată cu bunurile noastre. Noi suntem blestemați și nu pășim, nu gustăm din binecuvântarea lui Dumnezeu care ne este destinată de la bun început. Apoi am văzut că întrucât zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu, ea se restituie. Am vorbit despre faptul că nu ne putem noi într-o bună zi hotărâ, fiindcă suntem noi generoși, oameni faini și un pic mai emancipați. Hai să, hai să ne hotărâm să-i aducem lui Dumnezeu el să se bucure și el zeciuiala nu se poate oferi. Darurile se pot oferi și Scriptura ne încurajează să fim generoși, să punem deoparte resurse, să bugetăm din veniturile noastre, să punem într-o categorie numită dărnicie sau generozitate sau caritate sau milă, dar în afară de acei bani, Scriptura vorbește despre zeciuială pe care nu putem pune acolo la categoria m-am hotărât să dau ceva ci la categoria este a lui Dumnezeu și drept urmare ea se restituie lui Dumnezeu aparținându-i lui Dumnezeu și trebuind să-i revină. Însă mențiunea pe care am arătat-o data trecută este și pe care cuvântul ne-o dă că această restituire nu are loc aleatoriu. Nu aruncăm banii în sus și fiindcă să ai lui Dumnezeu, care să ai lui să-și ia, cum era o vorbă, un banc la un moment dat. Cineva s-a gândit dacă, Doamne, zeciuiala e a ta, eu arunc în sus banii și 10% care să ai tăi să ți păstrezi și ce cade jos îmi rămân mie. Nu așa facem cu zeciuiala. Ci zeciuiala o restituim într-un loc anume, și anume la casa lui Dumnezeu. Așa cum amintea și fratele în rugăciune. Adică dacă este a lui Dumnezeu, eu nu am libertatea conform Scripturii, să fac micromanagement pe banii lui sau să-mi fac eu un obraz subțire, să dau la săraci, să, dau, să ajut pe cineva. De am aceste resurse din caritate, din generozitate, din restul de 90%, însă 10% o aduc la casa lui Dumnezeu și acolo, da, ea servește pentru oameni, pentru preoți, pentru leviți, pentru sărac, pentru văduvă și spuneam data trecută, pentru acele cazuri sociale pe care noi ca familii nu le putem acoperi. Și comunitatea de credincioși are astfel de persoane de care se ocupă ca și grup, ca și biserică, ca și comunitate. Dar nu vreau să insist prea mult pentru că aș vrea să merg mai departe. Al patrulea lucru despre care am vorbit, pe lângă faptul că zecioiale aparțin lui Dumnezeu, are un caracter sacru, ea se restituie lui Dumnezeu la casa lui, Scriptura ne spune că ea nerestituită, zeciuiala, este considerată o înșelare sau un furt. Și am citit din Maleahii, capitolul 3. Mă furați, zice Domnul, cu ce, Doamne, să te furăm? Cu zeciuielile și darurile voastre pe care nu mi le-ați adus. Și acolo cuvântul ne spune că această înșelare a lui Dumnezeu are consecințe și anume, suntem blestemați. Câtă vreme îi oprim lui Dumnezeu zeciuiala și nu i-o restituim, suntem blestemați în sensul că intrăm sub incidența unei legi naturale pe care Dumnezeu a lăsat un universul său moral și o să discutăm mai mult despre acest, acest aspect, dar ideea este că există consecințe negative. Furarea lui Dumnezeu, neglijarea zeciuielii aduce consecințe. În schimb, și acesta a fost ultimul lucru, Respectarea zeciuielii, aducerea zeciuielii la casa lui Dumnezeu ne deschide zăgazurile cerului sau, cum spune Scriptura, când aducem asta, binecuvântarea intenționată de Dumnezeu pentru noi, de la bun început, nu din cauza faptelor noastre bune, ci din cauza caracterului bun al lui Dumnezeu, aceste binecuvântări pot să curgă. Neaducerea zeciuielilor, cumva îi bagă bețe în roate lui Dumnezeu atunci când vrea să ne binecuvinteze. Este același principiu din Isaia care spune: Nu mâna Domnului este prea scurtă sau urechea lui prea surdă ca să vă ajute, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Noi, prin faptele bune, nu-l convingem pe Dumnezeu. Ci noi, prin faptele bune, prin ascultarea de ceea ce ne învață Dumnezeu, practic îi facem loc, să facă ceea ce El vrea să facă din cauza caracterului Lui. Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi este sub formă de har. Ea nu este generată în noi și totuși ea poate să fie împiedicată, chiar dacă e har, prin neascultarea noastră. Deci, noi nu cumpărăm bunăvoință de la Dumnezeu, dar prin ascultare de El, noi ne predispunem, ne punem într-o poziție în care Dumnezeu care vrea să ne facă bine. Poate să o facă. Dar nu poate Dumnezeu să, facă, să ne facă bine împotriva voinței noastre? Poate, dar nu face. Dumnezeu vrea să ne bucurăm de libertate, vrea să ne bucurăm de bunăvoința Lui, de bunăstare. Dumnezeu vrea să experimentăm o viață plină de abundență. Practicarea zeciuielii ne predispune îi face loc lui Dumnezeu să facă ceea ce vrea el să facă. Acum, astăzi aș vrea să ne uităm la un aspect important. Sunt două, trei lucruri majore pe care vreau să le fac în timpul care îl avem la dispoziție. Primul lucru, aș vrea să vedem de ce totuși a gândit Dumnezeu zeciuiala. De ce a inventat această idee? de ce să ne spună că ne-a băgat niște bani în plus în venituri pe care să-i aducem înapoi? Care-i rostul? Ca ce chestie? De ce? Pentru că Scriptura ne spune că Dumnezeu face totul pentru o țintă sau cu un scop. Când Dumnezeu a gândit zeciuiala, El n-a făcut-o doar așa, nici nu s-o gândi prea bine, i-a venit o idee, cum mai suntem unii dintre noi, care avem foarte multe idei, nu știu, poate că sunt astăzi între noi persoane foarte creative, și nasc tot felul de idei, le trece tot felul de chestii prin cap și uh, le dau drumul, le rostesc, după care zice, mă, nu m-am gândit de ce am zis, dar așa mi-a venit mie. Ei, când s-a gândit Dumnezeu la zeciuială, nu așa i-a trecut prin cap, ci Dumnezeu a gândit zeciuiala cu scopuri foarte importante ca un caracter general, aș vrea să înțelegem de la bun început și o să ne uităm la aceste argumente în favoarea zeciuielii sau la rațiunile, la relevanța, la necesitatea. De ce zeciuiala? De ce să o practicăm? așa să observăm că ea nu pleacă din nevoia lui Dumnezeu. Zeciuiala nu e pentru Dumnezeu. Chiar dacă este a lui Dumnezeu și o returnăm lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne cere banii aia care are nevoie de noi, de banii noștri. Zeciuiala nu-i pentru Dumnezeu în sensul de nevoie, ci ea are rațiuni, are relevanță, are sens în dreptul nostru. Prin invenția aceasta, prin gândirea aceasta, prin principiul acesta pe care Dumnezeu l-a lăsat -o în universul său moral, Dumnezeu vizează ceva în noi. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură la câteva argumente sau motive sau rațiuni pentru zeciuială. Mai întâi, cred eu, din ceea ce ne arată Scriptura, este că zeciuiala este necesară pentru a cultiva în noi dependența de Dumnezeu. Noi, ca oameni căzuți, avem o anumită predispoziție de a scăpa de, de, de relația cu Dumnezeu. De la Adam până astăzi, noi vrem să fim noi cei care ne, poart, ne purtăm de grijă. Noi ne simțim bine să ne, să ne știm stăpâni peste viețile noastre. Noi vrem să ne autoguvernăm. Și măcar că trăim prin harul lui Dumnezeu, mai ales în situațiile în care Dumnezeu ne lasă prosperitate noi suntem ispitiți la cu gândul că noi suntem miezul, noi suntem buricul pământului, noi suntem sursa existenței noastre, noi suntem generatorii bunăstării noastre, noi suntem cineva, să avem și noi un nume. Și pentru a ne păstra în perspectiva corectă față de bunuri, de viață, de lucruri, Dumnezeu ne lasă zeciuiala și ne Pune într-o poziție în care să ne aducem aminte că, de fapt, Dumnezeu este sursa noastră, El este purtătorul de grijă, El este originatorul binecuvântării, al creșterii și al rodirii. Avem un, un pasaj în Deuteronom, capitolul 10, 8, de la 10 și până pe la 17-18, o să citesc două, trei versete în care această tendință de a ne-o lua în cap, dacă mi se permite un limbaj mai colocvial, această idee că suntem cineva, că nu suntem noi chiar nimeni drum și că ne-am putea descurca fără Dumnezeu. În momentul în care ne merge mai bine, ajungem să gândim așa și Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi, dar nu pentru că l-am deranjat pe el, ci pentru că este autodistructivă această poziționare de... Uh, de satisfacție de sine. Erau, urmau să schimbe statutul din nomazi în așezați, urmau să intre în țara promisă, și dacă în toată călătoria poporului Israel prin pustie, ei au văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu zi de zi. Nu săpau, nu, nu arau, nu, nu, nu se zbăteau, venea pâinea prin har venea de la Dumnezeu și pentru toată lumea era clar, avem ce mânca pentru că Dumnezeu e sursa noastră. Dacă n-ar fi El, gata am fi. A murit toți în pustie de foame și de sete. Însă Dumnezeu știe că în momentul în care vor intra în țară, binecuvântările nu vor mai părea să vină atât de direct din mâna lui Dumnezeu, ele vor lua forma creșterii naturale. Vor urma să cultive pământul, să crească animale, și riscul era ca ei să creadă că nu Dumnezeu cu mâna lui ne dă, ci că noi cu mâna noastră ne facem. Iată ce spune avertismentul lui Dumnezeu prin Moise. Când vei mânca și te vei setura, când vei intra în țară, când vei mânca și te vei setura să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara ce bună pe care El ți-a dat-o, vezi! să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi case și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți cirezile de boi, turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău că El te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vezi să nu cumva să zici în inima ta, tăria mea, puterea brațului meu, cât sunt eu de bun, de meseriaș, istețimea mea, capacitățile mele de a mă orienta. Să nu crezi că astea ți-au câștigat aceste bogății, ci aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, El îți dă. El îți dă putere, el îți, prin, din cauza legământului pe care l-a făcut, în favoarea ta, te ajută, te binecuvintează, îți dă toate aceste lucruri. Frații și surori, zeciuiala nu este pentru Dumnezeu. N-are scop în dreptul sau în avantajul lui Dumnezeu. Zeciuala este pentru noi și ea este relevantă și necesară. Având în vedere această ispită, această tendință, această lucrare a celui rău care ne face să ne credem noi sursa resurselor noastre. Și pentru că acest comportament, această viziune despre viață este autodistructiv, Dumnezeu ne lasă zeciuială. Și spune, prin această întoarcere cu regularitate la mine, prin această identificare a zeciuielii în profiturile tale, în veniturile tale, tu îți aduci aminte că eu sunt Dumnezeu, nu tu și că vreau să continui să te binecuvintez și nu te lăsa păcălit, nu te lăsa umplut de aroganță, nu te lăsa, cum spune în Noul Testament, prins de înșelăciunea bogățiilor, care îți dă idei, care îl scot pe Dumnezeu într-o parte și îți umflă inima de mândrie. Zeciuiala este, în primul rând, cred, din această învățătură a Scripturii, ca necesar în viețile noastre pentru a cultiva un spirit de dependență de Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care zeciuiala este necesară și este bine să o aplicăm, să o trăim, să o manifestăm, are de face cu cea de-a doua formă de ispitire pe care mamona, dușmanul de moartea Domnului Hristos, o aduce în viața noastră și anume frica. Citim în Matei 6 cu 26 că dintre toți dușmanii Domnului Hristos în ce privește autoritatea sau domnia în viața noastră, mamona este cel mai redutabil. Aici Domnul Hristos spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Spuneam și data trecută și întăresc acest lucru. Conform acestor cuvinte ale Domnului Iisus ceea ce este cel mai puternic, cel mai tentant, cel mai, mai, destabilizator, dușman al Domnului Hristos atunci când este vorba de a domni în viața noastră, de a ne conduce înspre binecuvântarea pregătită de noi. Nu-i nici alcoolul, nu-i nici sexul, nu, nu sunt nici alte mari păcate care sunt păcate și sunt neascultare de Dumnezeu. Și este problema banilor, este spiritul din spatele banilor. Ceea ce concură la domnia lui Hristos în viața noastră, cel mai abitir, este mamona, spiritul din spatele banilor. A, el, un demon, un, un drac, o, 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 o ființă, o persoană din lumea întunericului, ne spune și ne șoptește, cum a vorbit mai devreme, ești cineva, ai că ți-ai făcut cu mâna ta, ești mai bun decât alții. Și Dumnezeu spune, nu, nu, nu ce ai, îi de la mine. Ce ai binecuvântarea mea. Dar tot diavolul ne spune că suntem în nesiguranță și că trebuie să ne descurcăm. Și prin înșelare, în robire ne distruge prin frică. Există un spirit al lui Mamona care prin zeciuială îl putem înfrânge. Zeciuiala atunci când noi dăruim, atunci când aducem această parte pe care Dumnezeu a numit-o separat, când noi practic ne lisim de un procent însemnat, 10% nu-i puțin, adică să ai un venit de 10% într-un business, ești într-un business bun. Și când 10% din venitul tău îl dai, tu pari a fi într-un mare minus. Și în mod normal, diavolul te va ispiti, îți va spune că ești în pericol. Și frica este cea care ne determină pe mulți dintre noi să nu fim generoși. Pentru că ni se pare că dacă dăm, noi suntem pe pierdere, noi suntem în minus. Ori, tocmai de aceea, Dumnezeu ne invită să ne aducem zeciuielile pentru a înfrânge acest spirit înrobitor al fricii. În cartea Averi bogății bani, despre care am vorbit și data trecută, chiar am lăsat câteva uh, copii la, la standul de carte, mai sunt încă vreo două, trei bucăți, uh, și în care are un capitol special despre zeciuială, acolo am găsit o listă de... Forme prin care diavolul și mamona ne influențează și majoritatea dintre ele sunt legate de aceast, acest spirit de frică. Spune acolo, știi că mamona te influențează, este prezent în gândirea ta, îți, îți afectează modul în care privești bunurile și banii atunci când ai îngrijorări și neliniști constante legate de bani. Dacă am, avea, dacă am trăit cu minimul pe economie, sau am avea pensie de la CAP și am avea venituri enorm de mici, ai putea să zici, să știi că mă, ești vulnerabil și te-ai putea teme pentru ziua de mâine. Dar sunt foarte mulți dintre noi astăzi aici care avem salarii bune, avem case pe care le-am putea vinde, adică avem o valoare netă mare. Avem, avem pensii bune, avem bani mulți, avem economii, avem uh, capacități intelectuale și în orice moment punem mâna pe ceva, producem resurse. Doar noi știm în sufletul nostru cât de tare ne temem de ziua de mâine. Și cât de îngrijorat suntem ce-o fi războiul, criza, covidul și suntem mereu strânși în nesiguranță. Oare ce o face? Cum o scot la capăt? Îngrijorarea și neliniștea în legată de bani este un simptom al prezenței lui Mamona în viața ta și în gândurile tale. Un alt simptom este administrarea defectuoasă a banilor sau comportamentul de tipul nu știu unde s-au dus banii, habar n-am, dar nu îi haos. Un copil al lui Dumnezeu care îl recunoaște pe Dumnezeu sursă și care se vede în raport cu banii, administrator al bunurilor lui Dumnezeu, este o persoană care învață să gestioneze cu rigurozitate resursele lui Dumnezeu. Această, spiritul de, 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 de uh, confuzie, administrarea defectuoasă, nu este altceva decât un indiciu al prezenței lui Mamona. Lasă bine o fi și așa. Mai vorbesc unul cu altul. Omule, dacă ești credincios și administrezi resursele lui Dumnezeu, e important să ceri bonurile de casă ca să poți să-ți un, un o, o, o înregistrare, să-ți înregistrezi operațiunile financiare. Ai mă frate, nici chiar așa. ăștia banii mei, salarul meu, fac ce vreau. Această nepăsare, această neglijență arată că mamona lucrează în viața noastră. Pe de altă parte, lipsurile financiare constante. Niciodată nu ni se ajung banii. Cum, ne cum? Când eram student, n-aveam bani. Când am avut prima slujbă, tot greu mi a fost. Când am avut a treia slujbă, tot greu. După 10 slujbe, după 30 de ani de lucru, măi, eu, tu pe minus sunt. Ce vai bai? Acolo îi bai. Dacă ești credincios, ești harnic și aplici principiile lui Dumnezeu, îi normal să apară cu timpul rodul prosperitatea, lipsurile financiare constante sunt un indiciu a prezenței spiritului lui Mamona, care controlează și distruge. Și zeciuiala ne ajută să-l înfrângem, să spunem Dumnezeu îmi poartă de grijă, El vrea să mă binecuvinteze, voi munci cu hărnicie, îi voi recunoaște autoritatea, mă voi închina Lui. Și mai sunt altele, nu vreau să intru prin, prin toate. Mentalitatea de tipul nu-mi pot permite, gândirea, trebuie să avem grijă să, strân, să trăim toată viața foarte strânguiți ca nu cumva să se termine. Îi de la mamona. Cumpărăturile impulsive. Și aici, din păcate, generația noastră a ajuns să fie destul de, 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 de uh, frecvent atinsă de această manifestare în raport cu banii, și anume cumpărăturile impulsive. Nu mă simt bine, ceva nu, nu mi-a convenit. Repede la mol, repede la cumpărături. Nu că am nevoie, dar această decizie de a da banii pe ceva, pentru o perioadă, îmi dă o mică injecție de satisfacție, după care mă simt la fel de mizerabil. După aia îmi pare rău că am dat banii și nu am să-i dau pe altceva, ci din nou mi-aș dori, și la fel de puțin am nevoie. Și acest cerc vicios, cumpărăturile impulsive, un indiciu al prezenței lui Mamona. Avariția, zgârcenia, lăcomia, pe de altă parte, spiritul de nemulțumire, lanțul datoriilor, trăirea dincolo de venituri, întinsul mai mult decât pătru, așa, așa mai departe, preocuparea constantă legată de bani. Apropo, nu știu dacă v-ați dat seama, subiectul cel mai frecvent discutat între oameni sunt banii. Indiferent de clasă socială, indiferent de moment al zilei, că ești în autobuz, că ești la teatru, că ești la biserică sau la fotbal, cum necum oamenii ajung să povestească de bani. Totul se învârte în mintea noastră legată de bani. Este un spirit al lui Mamona care ne duce mereu cu gândul la bani și nu la Dumnezeu, la închinare față de Dumnezeu. Dar revenind la uh, rațiuni pentru zeciuială, zeciuiala este importantă pentru noi, Dumnezeu a gândit-o, pentru a ne libera de aroganță, de satisfacție de sine, de senzația că noi suntem Dumnezeu. Dar și pentru a înfrânge spiritul lui Mamona, noi spunem: Dumnezeu mi-a dat, îi restitui cu bucurie, nu sunt la mâna lumii, nu sunt la mâna ta Mamona, ci eu depind de Dumnezeu și eu cu bucurie mă închin lui. Un al treilea argument în favoarea practicării zeciuielii și deja l-am anticipat, este din Maleahii, capitolul 3, versetul 10, zeciuiala este necesară pentru că ea ne predispune, ea ne aduce în zona în care binecuvântările lui Dumnezeu curg înspre noi neoprite. Aduceți la casa visteriei toate zeciuiele voastre ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăcazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Zeciuala este favorabilă nouă. Ea ne pune în poziția în care ceea ce Dumnezeu vrea să trimită înspre noi vine neîngrădit. Sunt și alte motive, dar m-am oprit la aceste trei, pentru că aș vrea să răspund și la întrebarea dacă Zeciuala mai este astăzi actuală. Prima întrebare sau prima obiecție pe care oamenii o au atunci când de conceptul zeciuială este, uh, frate, zeciuiala e din Vechiul Testament, îi din legea lui Moise, noi am fost izbăviți de Harul lui Dumnezeu, zeciuiala nu ne mai ajută. Îi, în, în plus. Aș vrea să vă ofer cinci argumente care să susțină continuitatea sau actualitatea zeciuielii care să ne ajute să vedem că ea este operantă astăzi, că aceste scopuri ale lui Dumnezeu despre care am vorbit, renunțarea la încrederea noi înșine, bazarea pe Dumnezeu și înfrângerea spiritului de frică și de control al lui Mamona și eliberarea binecuvântărilor lui Dumnezeu peste viața noastră, avem nevoie astăzi. Este ea zeciuiala actuală și necesară. Primul motiv pentru care consider că zeciuiala este astăzi la fel de valabilă are de a face cu atemporalitatea sa sau cu caracterul ce depășește sistemul mozaic legislativ. Când ne uităm atent în Scriptură, descoperim că zeciuiala face, din, face parte din acele legi naturale din acele principii ale Universului Moral al lui Dumnezeu, care funcționează în, în timpul, în afara, înainte și după sistemul lui Moise. Sunt câteva evidențe ale prezenței conceptului de zeciuială, care, cred eu, a fost informată omenirea cu privire la el, și le găsim în, în Cartea Genezei, înainte de Moise. Înainte să, să le aduc în discuție, Aș vrea să aduc o altă paralelă ca să înțelegem la ce mă refer când spun că zeciuiala este o lege naturală. Zeciuiala poate fi înțeleasă sau face parte din categoria, să spunem, a principiului sau a legii odihnei sau a sabatului. Sabatul sau odihna, la un moment dat, a ajuns să fie reglementată în detaliu în sistemul mozaic. Și știm că toate, toate legea lui Moise... Se clădește în jurul acestei idei a zilei de odihnă, ca fiind o zi distinctivă dintre celelalte șapte, și așa mai departe. Însă, vă aduc aminte că această, acest principiu, această lege, n-a apărut la Moise. i a apărut încă din Grădina Edenului de când Dumnezeu a creat Universul. Și aceast, acest principiu, această lege naturală este înscrisă în Universul lui Dumnezeu și este în continuare aplicabilă sau funcționează și noi putem să ne bucurăm de rodul ei sau putem să fim distruși de nesupunerea față de ea. Astăzi, nu sâmbăta este ziua în care noi ne oprim și pe care o recunoaștem ca ziua de odihnă, ci în Noul Testament considerăm că este duminica și totuși recunoaștem că o zi din șapte, are un caracter diferit. O altă lege poate mai și mai amorală și mai naturală este legea gravitației. Ea funcționează independent de părerea noastră. Ea gravitația ne spune dacă intri în stare de suspendare, există un magnetism care te trage la pământ și când cineva ne spune nu ieși în afara Marginii unei case în alte sau unui pod, nu este o interdicție că nu avem noi voie, ci este o informare cu privire la uh, operabilitatea sau la funcționalitatea acestei legi. Ei, hey, zeciul iala este din această categorie și spuneam ea apare înainte de legea lui Moise și a, o găsim după legea lui Moise, o găsim în, în noul testament și o, o găsim cu caracter permanent și o să vedeți la ce mă refer. Dar în primul rând spuneam de avram. Uh, Avram în Geneza 14 aduce zeciuială lui Melchisedec, găsim aceeași idee a zeciuielii semănată în mentalul omenirii, inclusiv la Iacov, și chiar dacă la o citire rapidă pare a fi un episod în care un manipulator încearcă să, să joace cărți cu Dumnezeu, vă sugerez o altă interpretare, o altă citire. În Geneza, capitolul 28, cu versetul 22, atunci când Iacov dialoguează cu Dumnezeu, eu înțeleg că, de fapt, Iacov, înțelegând operativitatea sau funcționalitatea acestei legi a zeciuielii, când el a plecat de acasă fugind, N-a încercat să-i sucească mâna la spate lui Dumnezeu, oricum era un fugar. N-avea de unde acest curaj, acest tupeu, această poziție de forță, ci mai degrabă când el a spus, Doamne, dacă mă vei binecuvânta și vei fi cu mine când voi fi plecat, îți voi da zeciuială din toate, Iacov nu face altceva decât să, lasă, să ne lase să vedem că el crede în zeciuială. Că el știe că zeciuiala este o lege morală și îl asigură pe Dumnezeu, îi spune lui Dumnezeu, Doamne, și dacă voi fi departe, dacă tu mă vei binecuvânta chiar și departe, fiind fugar, eu îți voi rămâne credincios, voi respecta această învățătură pe care am primit-o. Dacă Avram știa de zeciuială și a, a simțit să o manifeste când a avut câștig la război. Iacov la fel, Doamne, eu știu ce-i zeciuiala. Și dacă Tu mă vei binecuvânta, eu 10% ți dau. Eu nu mă voi îndepărta de Tine, eu am fugit din fața fratelui meu. Dar dacă mă vei binecuvânta și voi fi cu mine, Doamne, eu voi respecta zeciuiala, pentru că eu mă bazez pe Tine, mă încred în Tine. De altfel, unii cercetători ai Scripturii consideră că zeciuiala o putem vedea chiar și în primele capitole din Geneza, în formă specifică. E vorba de Geneza 4, versetele 3 și 4. Sigur, mulți teologi s-au zbătut, oare ce s-a întâmplat acolo cu Cain și Abel? De ce jertfa lui Cain a fost respinsă și jertfa lui Abel a fost primită? Un mod de a citi pasajul acesta și o citire atentă ne poate lăsați să vedem din terminologia folosită că ea este cea specifică cu referire la zeciuieli. Despre Cain se spune că după o vreme, adică nu din prima, nu cu prioritate, după o vreme să hotărâți să aducă ceva lui Dumnezeu. Însă când vorbește despre Abel, ni se spune că din cele din roade, unde am auzit cele din roade? La zeciuială. Și din grăsimea berbecilor și a pământului, Abel a adus o jertfă lui Dumnezeu. Unii teologi consideră că aici apare chiar dacă nu sub definiția zeciuială, apare acest concept înțeles și aplicat al zeciuielii. Este posibil ca Adam, Cain și Abel să fie aflat despre zeciuială ca despre sabat. Nu neapărat prin impunerea unei legi formale, ci prin informarea cu privire la un mod de operare a Universului lui Dumnezeu. De fapt, acesta este argumentul pentru care unii consideră că practicarea zeciuielii în toată perioada antică nu este altceva decât și acesta un indiciu al prezenței, al conștientizării principiului zeciuielii ca fiind o lege morală a Universului lui Dumnezeu. Mergând un pas mai departe, zeciuiala este valabilă nu doar pentru că este o lege atemporală, face parte din universul moral al lui Dumnezeu și ea funcționează de când a creat Dumnezeu lumea și va funcționa până când această formă a existenței se va fi sfârșit. Zeciuiala este valabilă având în vedere și argumentul din Maleahii, capitolul 3, versetul 6. Suntem încă în Vechiul Testament, și în Maleahii, capitolul 3, avem un pasaj care vorbește despre zeciuială. Și cei care resping ideea de zeciuială în Noul Testament spun toată discuția din Maleahii 3 nu are niciun sens că nu în Noul Testament. Acestora, în mod deosebit, dar și dumneavoastră care sunteți interesați să vă construiți un sistem de credință biblic și bine argumentat, vă atrag atenția asupra versetului 6, verset premergător sau introductiv acestui pasaj despre zeciuială. Dumnezeu urmează să confrunte poporul cu privire la neascultare, la nesupunere și pasajul începe așa. Eu sunt Domnul și cum zice mai departe, eu nu mă schimb. De aceea voi fi lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Dumnezeu urmează să discute despre zeciuială și în lansarea conceptului de zeciuială, el anunță. Eu vă vorbesc despre zeciuială din poziția a cine sunt eu, Dumnezeu, care nu mă schimb. Altfel spus, continuă sau permanentizează sau arată caracterul transcendental al legii zeciuielii. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Sigur, poate să fie un argument pe care unii nu-l vor accepta și vor spune, ei din Vechiul Testament, nu putem să luăm în considerare în ce privește validitatea sau actualitatea lui în Noul Testament. Aș trece acum în Noul Testament la alte două uh, rațiuni sau argumente. Avem în Matei, capitolul 23, versetul 23, acea discuție a Domnului Iisus cu farisei și cărturarii. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia pe acestea, dreptatea, mila și credincioșia, trebuie să le faceți. Și pe acelea, zeciuielile de toate felurile, să nu le lăsați nefăcute. Iisus Hristos, când discută despre zeciuială, o reiterează și nu o anulează. Dacă în percepția Domnului Iisus Hristos, zeciuiala ar fi fost o rânduială mozaică, neimportantă și nenecesară, așa cum a făcut referire la alte forme de manifestare care erau specifice vechiului așezământ, Hristos ar fi putut ușor să spună oameni buni, aici sunt situații care s-au schimbat, importantă este inima, care este importantă, importantă este închinarea cu toată viața și este importantă, dar Iisus aici vorbește despre generozitate în general și spune pe asta neapărat trebuie să o faceți, dar vorbește și despre zeciuială și spune să nu o lăsați nefăcută. Un alt argument de luat în considerare atunci când discutăm despre zeciuială și valabilitatea sau relevanța în Noul Testament, pleacă de la obiecția pe care unii o folosesc și anume că conceptul de zecioială nu apare foarte frecvent abordat în Noul Testament. Avem aici cuvântul zecioială în discuția domnului Hristos din Matei 23 și apoi mai avem un pasaj în Evrei capitolul 7. Aici însă pentru cei care studiază Scriptura este important înțeles acest argument al tăcerii și faptul că el este un non argument. În teologie se spune așa, argumentul tăcerii spune așa, faptul că un subiect nu apare nu implică că el nu apare, ci doar că nu s-a decis, autorul nu a decis să-l menționeze. Dar faptul că nu apare în discuție nu înseamnă automat că a fost scos din discuție sau că el nu mai este relevant. Din punctul acesta de vedere, eu consider că uh, neprezența amplă a discuțiilor, a tratării acestui concept, decât în Matei capitolul 23 și mai apoi în, uh, în, în Evrei capitolul 7, are de a face cu faptul că toată lumea înțelegea zeciuiala. În Matei 23, Iisus confruntă o abordare a zecioelei care era ironată, dar în rest, oamenii practicau zecioala. Încă în vremea Domnului Hristos, oamenii, și probabil că știți, aveau, respectau sistemul de, de zeciuiel care presupunea într-un final vreo 22,3% uh, o clipă, uh, 22,3% uh, care Uh, se adunau din toate zeciuielile uh, și uh, oamenii ăștia o făceau în mod obișnuit. Nu necesita o instruire specifică, cum este astăzi. Pentru că nu se predică, nu se studiază conceptul acesta, a ajuns să nu fie bineînțeles, să nu mai fie înțeles. Pentru câteva rațiuni, uh, n-apare acolo numai important... O întreagă învățătură pe care o vedem în contextul Revelației generale o aruncăm la coșul de gunoi pentru că nu am fost învățați, nu am aprofundat, nu am studiat. Și de aceea, argumentul tăcerii consider nu, așa cum el spune, nu este de fapt un argument în defavoarea. Acceptării sau înțelegerii zeciuielii și bucuriei de a ține cont de ea, adică trăirii ei, având în vedere caracterul ei de lege morală a lui Dumnezeu, care are consecințe pozitive și are consecințe negative atunci când nu este respectată. Și, în fine, în Evrei, capitolul 7, versetul 8, este un pasaj mai greu. Știți, cartea Evrei este un, o carte mai grea. Autorul epistolei către evrei reia episodul în care Avram aduce zeciuială lui Melchisedec. Despre acest Melchisedec se spune că este fără spiță de neam, fără istorie și toți, toți uh, cercetătorii Scripturii, teologii, oamenii lui Dumnezeu, consideră că acest Melchisedec, de fapt, este un prototip al Domnului Isus. Despre nimeni altcineva nu se spune că ar fi fără geneză, fără origini, fără, fără, linie cronologică, de, din totdeauna, fără spiță de neam. Ori, argumentul și discuția din Evrei, capitolul 7, care încearcă să evidențieze superioritatea sistemului de jerfe a lui Hristos, și noua rânduială pe care Hristos o aduce face totuși mențiunea și anume că dacă în sistemul ebraic cei care colectau zeciuielile erau muritori, evrei 7 cu 8, aici, adică în cazul sistemului mozaic, cei ce iau zeciuielile sunt oameni muritori pe când acolo, la Melchisedec, la Avram și la Melchisedec, o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Adică cel care colectează zeciuielile are un caracter veșnic. Mai mult, în versetul 4, dacă nu greșesc, nu l-am afișat pe ecran, autorul argumentează și spune că inclusiv levii care este colectorul sistemului de zeciuiel evreiesc, fiind în coapsa lui Avram, Levi îi dă zeciuială lui Melchisedec cel veșnic. Și îi dă în afara sistemului evreiesc. Îi dă în baza universalității acestui principiu, acestei realități. De aceea, cred eu, Scriptura ne învață că cel ce încasează, cel ce primește zeciuielile din mâna noastră, este Dumnezeu. Și chiar dacă El ne spune să le aducem la casa lui Dumnezeu, ele nu sunt taxe de participare, nu sunt o, un imperativ moral, aduceți-vă că e obligație ci sunt o oportunitate prin care noi ne închinăm lui Dumnezeu și ne lăsăm sufletul transformat în supunere față de Dumnezeu. Cel ce colectează zeciuielile este veșnic. Când eu aduc la casa lui Dumnezeu zeciuiala, eu nu strâng chetă, nu dau bani la biserică, ci eu mă închin lui Iisus Hristos. Dacă eu cred că Hristos preia zeciuielile. Voi învăța să separ straturile și filtrele normale prin care noi privim realitatea și îl voi vedea pe Hristos. Doamne, mai bine binecuvântat! Mi-ai purtat de grijă! Tu ai dat rod mâinilor mele! Tu știi că eu sunt ispitit să mă cred cineva! și vrei să mă ajut să, mă, să, fiu smerit să te recunosc ca tine, să te recunosc pe tine ca stăpân. De aceea mă inviți, mă informez cu privire la zeciuială și eu cu bucurie ți-o aduc. Și spunând asta, mă duc la ultimul punct, foarte pe scurt, nu este suficient doar să practicăm zeciuiala, ci trebuie să o facem cu motivațiile și în stilul potrivit. Am pregătit o ilustrație, dar timpul s-a scurs, așa că o să trec peste, peste filmuleț. Motivul principal sau unul din formele, din, din manierele, din atitudinele cu care ar trebui să practic zeciuiala este, cum am spus-o și în întâlnirile trecute, prioritate. Zeciuala este a Domnului și ea ar trebui separată prima dată. Să, am, să dezvoltăm această atitudine de, de nerăbdare. Doamne, mai bine cuvântat, vreau să văd 10% ai tăi și vreau să-i pun deoparte. Doamne, mă bucur să recunosc că tu ești stăpân, mă bucur să identific aceste procente, vreau să-ți le închinție. Închin urmează să le aduc la biserică, urmează să le transfer prin cont, e partea a doua, dar eu vreau cu prioritate să mă raportez la acest principiu, la această lege care mi este favorabilă. În al doilea rând, atitudinea cu care o fac trebuie să fie una de smerenie, de recunoștință, de mulțumire. Vorbeam deja despre spiritul de aroganță sau despre nesiguranță. Dacă dau, nu mai am ce o să facă ceilalți cu banii mei și tot felul de gânduri. Atitudinea potrivită este de încredere, smerenie și recunoștință. Doamne, sunt banii tăi. Eu mă bucur să mă pot închina cu ei. Vreau să-ți mulțumesc. Sunt recunoscător. Eu nu-mi câștig merite înaintea ta, nu fac impresie la biserică, nu impresionez pe nimeni, ci eu sunt plin de recunoștință. Dar mai este o atitudine importantă și am învățat mai mult și practic despre ea într-o întâmplare. În care cu câțiva ani în urmă am fost într-o țară din Asia, în zona Oceaniei, și acolo am participat la o slujbă, la o întâlnire de biserică. Și a venit momentul colectei și nu știam care-i protocolul, care este procedura, dar au început să fie împrăștiate prin sală niște pliculețe în care oamenii știau că se pot pune darurile pe care vor să le aducă la Dumnezeu. Și eu, neobișnuind cu procedura asta... Am zis, mă, nu o să știu ce să fac cu plicul, i-am dat niște bani care aveam în buzunar la cel de lângă mine. Zice, nu, nu, pune-l tu. Nu, 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 lasă, pune-i în plicul tău. Ce-a urmat, m-a făcut să o țin minte toată viața. Oamenii au pornit un cântec de mare bucurie și veselie și au invitat pe oameni să vină în față și să-și aducă cu bucurie zeciuielile și darurile. Și mi-a fost o ciudă că eu nu mai aveam plicul. Și banii i-am dat. Dar am învățat atunci că zeciuiala n-ar trebui dată cu strângere de inimă și colecta. N-ar trebui dată cât mai puțin, dar suficient să nu mă critique cineva. Ci zeciuiala și dărnicia ar trebui să le aducem cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu să ne descătușăm, să ne bucurăm. Chiar am propus și la noi la biserică, am făcut o și vă sugerez, poate faceți și dumneavoastră, introduceți o nouă formă de închinarea cu darurile de bunăvoie. Vedeți, formatul ăsta pe care noi le avem, dăm coșulețul prin față, te simți jenat dacă nu bagi ceva, te simți forțat să bagi, închizi mâna să nu se vadă, îi cumva studiată treaba. Cum ar fi dacă la speranța, Zeciuielile s-ar aduce aici undeva pe o masă în față, și lumea ar veni de pe o parte și s-ar întoarce pe cealaltă, dar tot cântând și bucurându-se. Mă bucur să-i dau lui Dumnezeu partea mea. Ce mă bucur să mă închin lui Dumnezeu? Hai să mai dăm o cântare. Poate introducem din nou și fanfara și facem un marș celebrativ. Cu bucurie mă închin lui Dumnezeu. Nu dau cu frică că nu-mi rămâne, ci dau cu recunoștință. Doamne, tu îmi porți de grijă tot ce am, vine de la tine. Mamona nu mă stăpânește. Nu-mi frică să nu am, ci mă bucur să te binecuvintez. Frați și surori, zeciuia la nu e un imperativ moral, dar este o lege morală a lui Dumnezeu, care dacă o trăim, va fi bine de noi și vom umbla în bucuria lui Dumnezeu bucuria care vine dintr-o practicare biblică a zeciuielii, mă rog să vă fie partea și povestițile și copiilor dumneavoastră să nu fie nevoie de în, încă într-o generație de studii speciale, ci fie ca practicarea zeciuielii acasă să fie atât de comună încât să zic că unii n are rost să vorbim despre zeciuială, toți schimcei, știm cei, știm ce înseamnă, am văzut bine binecuvântarea de a umbla în ea, și suntem bucuroși și binecuvântați. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, amin.